Credincioșii Bisericii Sfântul Nicolae din localitatea Drăgănescu au primit marțea aceasta vizita preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Tot acum s-au comemorat 105 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca, autorul picturii acestei biserici realizată în perioada 1968-1983. Părintele Arsenie Boca a fost darul lui Dumnezeu către poporul român. S-a scris atât de mult despre dânsul. Și atunci dumneavoastră trebuie să înțelegeți că părintele a fost un călugăr, că părintele a ascultat de biserică, că părintele s-a supus bisericii, așa cum și dumneavoastră vă supuneți bisericii, care este maica noastră duhovnicească. Cum vă supuneți dumneavoastră ca fii și fiice duhovnicești ale bisericii atunci când preotul vă dă și un canon, uneori mai aspru sau poate nedrept după mintea noastră. Dar canonul acela ne mântuiește. Paruhul bisericii a primit cu acest prilej vrednicia vlășceană, cea mai înaltă distinție a eparhiei Giurgiului, precum și numeroase cărți teologice. Toți cei prezenți au primit de asemenea iconițe, precum și ultimul număr al revistei Familia Ortodoxă. Părintele Arsenie este cel care, să spunem, ne ocrotește prin rugăciune Sfinției sale, e cel care ne învață, e cel care ne mai dojenește atunci când mai greșim și simțim prezența Părintelui ca o dojană părintească. Părinte dojenește, părintește. Pictura care împodobește pereții bisericii la Drăgănescu este extrem de bogată. Pictura acestei sfinte biserici e plină de învățătură. Mesajul ei este teologic, este moralizator, un îndemn spre viață creștină, o chemare spre împărăția cerurilor și aici colo are și accente profetice. Credincioșii prezenți s-au putut închina atât la părticele din moaștele sfinților martiri brâncoveni primite în dar de la preafericitul părinte patriarh Daniel, cât și la părticele din moaștele sfântului Ioan Gură de Aur, aduse spre închinare de la mănăstirea sfântului Ioan Rusul. Tot acum a fost hirotonit un preot pe seama mănăstirii Izvorul Tămăduirii Drugănescu.